Schimbare majoră la Survivor România. Start zi de recompensă la Survivor România. Începe o zi bombă, nu vor mai exista echipe la Survivor România de astăzi înainte, fiecare va juca pentru el start individuale. Concurenții vor juca doar o dată pe traseul de astăzi și nimic în plus, vor avea doar o șansă. Astăzi se joacă jocul de recompensă. Concurenții extrag 8 numere, se vor juca în pereche, 1 cu 2 împotrivă și 3 cu 4, 5 cu 6, 7 cu 8. Se va face tragere la sorți cu cifre și se va face doar în primele dueluri ale zilei, însă pe parcursul jocului, concurenții se vor lupta fiecare cu fiecare în aceste două vieți pe care le are fiecare. Deci, practic, concurenții vor avea două șanse, dacă pierde un concurent odată mai are doar o șansă. Venim cu informații din Consiliul de Eliminare, dar și cine a câștigat, ce se întâmplă, cine primește totemul. Cine este eliminat și toate informațiile, află în videoclipuri de pe acest canal postate astăzi. Lasă un like și abonează-te, vom reveni cu informații suplimentare și în timp real, mulțumesc! Cel care va câștiga se va bucura de a merge cu elicopterul pe deasupra Mării Caraibilor până la destinația insulei Saona. Pe insula Saona, concurentul va mânca pe săturate bunătăți de tot felul și suc rece. După ce va părăsi insula Saona, concurentul va beneficia de o noapte într-un hotel de lux. Pe traseul de astăzi, concurenții vor pleca de sus, se vor arunca în jos pe tobogan cu apă și îi vei repropulsa într-o piscină. Concurenții vor urca o rampă și vor întâmpina câte două bile, în total 4 bile. Concurenții va trebui să sară peste aceste bile, nu să le împingă. Din nou vor merge pe nisip, iar vor urca pe niște podețe, mai departe vor întâmpina un tunel rotund care stă în aer, ținut de niște sârme mișcătoare. Mai departe urmează niște obstacole și hexagoane, urmează o plasă unde vor merge în 4 labe. Proba de final este cu un ansamblu cilindric care are o coloană și un jdiab. Concurenții vor arunca bile care se intre pe acel cilindru și vor trebui să doboare 3 bambuși. Cel care doboară primul câștigă, iar celălalt rămâne cu o singură viață. Doar un concurent va câștiga astăzi. Daniel Pavel vine din nou cu sacul cu bile. Începe extragere bilelor. Crișan extrage numărul 5. Șefania extrage numărul 6. Grebenișan extrage numărul 1. Moromete extrage numărul 7. Ciomad extrage numărul 3. Porcolab extrage numărul 2. Danursa extrage numărul 4. Robert extrage numărul 8. Se vor duela următorii. Grebenișan cu Porcolab. Crișan cu Ștefania. Ciomag cu Danursa. Moromete cu Robert. Start joc de recompensă și individualitate. Grebenișan și Porcolab pe traseu. Grebenișan ajunge înainte. Grebenișan doboară 3 mănunchi de bambus. Porcolab doboară 2 mănunchi de bambus. Grebenișan câștigă această rundă. 1-0 pentru Grebenișan. Ciomag și Danursa pe traseu. Danursa ajunge înainte. Ciomag doboară 3 mănunchi de bambus. Danursa doboară 2 mănunchi de bambus. Ciomag câștigă această rundă. 1-0 pentru Ciomag. Crișan și Ștefania pe traseu. Crișan ajunge înainte. Ștefania doboară 3 mănunchi de bambus. Crișan doboară 2 mănunchi de bambus. Ștefania câștigă această rundă. 1-0 pentru Ștefania. Moromete și Robert pe traseu. Robert ajunge înainte. Robert doboară 3 mănunchi de bambus. Moromete nu doboară niciun mănunchi de bambus. Robert câștigă această rundă. 1-0 pentru Robert. Grebenișan are 2 vieți. Ciomag are 2 vieți. Ștefania are 2 vieți. Robert are 2 vieți, Danursa are o viață. Porcolab are o viață. Crișan are o viață. Moromete are o viață. Grebenișan și Ciomag pe traseu. Grebenișan ajunge înainte. Venim cu informații din Consiliul de Eliminare, dar și cine a câștigat, ce se întâmplă, cine primește totemul.
cine este eliminat și toate informațiile, află în videoclipuri de pe acest canal postate astăzi. Lasă un like și abonează-te, vom reveni cu informații suplimentare și în timp real, mulțumesc! Grebenișan doboară 3 mănunchi de bambus. Ciomac doboară 2 mănunchi de bambus. Grebenișan câștigă această rundă. 1-0 pentru Grebenișan. Porcolab și Dan Ursa pe traseu. Dan Ursa ajunge înainte. Dan Ursa doboară 3 mănunchi de bambus. Porcolab doboară un mănunchi de bambus. Dan Ursa câștigă această rundă. 2-0 pentru Dan Ursa. Porcolab este eliminată din cursa recompensei de astăzi. Crișan și Moromete pe traseu. Crișan ajunge înainte. Crișan doboară 3 mănunchi de bambus. Moromete doboară 2 mănunchi de bambus. Crișan câștigă această rundă. 2-0 pentru Crișan. Moromete este eliminată din cursa recompensei de astăzi. Robert și Ștefania pe traseu. Robert ajunge înainte. Ștefania doboară 3 mănunchi de bambus. Robert Meu doboară niciun mănunchi de bambus. Ștefania câștigă această rundă. 1-0 pentru Ștefania. Grebenișan are 2 vieți. Ștefania are 2 vieți. Ciomag are o viață. Robert are o viață. Crișan are o viață. Dan Ursa are o viață. Porcolab este eliminată. Moromete este eliminată. Grebenișan și Dan Ursa pe traseu. Dan Ursa ajunge înainte. Grebenișan doboară 3 mănunchi de bambus. Dan Ursa doboară un mănunchi de bambus. Grebenișan câștigă această rundă. 2-0 pentru Grebenișan. Dan Ursa este eliminat din cursa recompensei de astăzi. Ciomag și Ștefania pe traseu. Și Ștefania ajunge înainte. Ștefania doboară 3 mănunchi de bambus. Ciomag doboară 2 mănunchi de bambus. Ștefania câștigă această rundă. 2-0 pentru Ștefania. Ciomag este eliminată din cursa recompensei de astăzi. Robert și Crișan pe traseu. Robert ajunge înainte. Crișan doboară 3 mănunchi de bambus. Robert nu doboară nici mănunchi de bambus. Robert câștigă această rundă. 2-0 pentru Crișan. Robert este eliminat din cursa recompensei de astăzi. Grebenișan și Ștefania pe traseu. Ștefania ajunge înainte. Ștefania doboară 3 mănunchi de bambus. Grebenișan nu doboară niciun mănunchi de bambus. Ștefania câștigă această rundă. 1-0 pentru Ștefania. Ștefania și Crișan pe traseu. Crișan ajunge înainte. Ștefania doboară 3 mănunchi de bambus. Crișan doboară 2 mănunchi de bambus. Ștefania câștigă această rundă. 2-0 pentru Ștefania. Crișan este eliminat din cursa recompensei de astăzi. Ștefania mai are 2 vieți. Grebenișan mai are o viață. Restul sunt eliminați. Ștefania și Grebenișan pe traseu. Ștefania ajunge înainte. Grebenișan doboară 3 mănunchi de bambus. Ștefania doboară 2 mănunchi de bambus. Grebenișan câștigă această rundă. Concurente mai au o viață ambele, ce care câștigă va primi recompensa de astăzi. Ștefania și Grebenișan pe traseu. Concurentele ajung deodată. Ștefania doboară 3 mănunchi de bambus. Grebenișan nu doboară niciun mănunchi de bambus. Ștefania câștigă această rundă. Ștefania câștigă recompensa de astăzi după lupte grele aduse pe traseu cu toți concurenții, cine s-ar fi gândit la una ca asta? Ștefania se va bucura de a merge cu elicopterul pe deasupra Mării Caraibilor până la destinația insulei Saona. Pe insula Saona, concurenta va mânca pe săturate bunătăți de tot felul și suc rece. Ștefania va mai putea alege pe încă 3 membri cu care să meargă să se bucure de mâncare și suc rece, dar și hotel. Răspunsul Ștefaniei și concurenții pe care i-a ales sunt:
Grebenișan, Crișan și Dan Ursa. Așadar, Ștefania i-a ales să meargă cu ea să mănânce și să se bucure de tot ceea ce a câștigat ea, hotel, i-a ales pe concurenții următori. Grebenișan, Crișan și Dan Ursa. Ce părere aveți de alegerea Ștefaniei? Venim cu informații din Consiliul de Eliminare, dar și cine a câștigat, ce se întâmplă, cine primește totemul. Cine este eliminat și toate informațiile, află în videoclipuri de pe acest canal postate astăzi. Lasă un like și abonează-te, vom reveni cu informații suplimentare și în timp real, mulțumesc!